Bună, azi avem un clip cu produse terminate. Produsele astea sunt terminate și în aprilie, când a fost la Paște, și în septembrie. Și de-abia acum, în decembrie, reușesc să filmez clipul ăsta. Încep întâi cu astea de casă. De fapt, o să le iau amestecate, cam foarte multe. Adică, cumva, sunt voluminoase. Am acest balsam de rufe de la Cocolino. Spune ei că pentru 58 de spălări, dar nu mi-a ajuns atât. Este cu grefă și ceva flori. Nu știu. Oare nu făr? Chiar nu știu ce e ăsta. Oare cât a avut? 1450 de mililitri, scrie aici, și a fost destul de fain. Astea de la Cocolino persistă pe haine, că le-am mai avut, dar ăsta tot de la Cocolino nu prea persistă, pentru că este varianta sensitive, ceva pentru bebeluși de asta. Ăsta a avut 2 litri și a fost destul de ok, dar v-am zis, nu, mirosul nu este puternic. Ăsta mi-a plăcut foarte mult la miros de la Sevi, l-am încercat și eu fiindcă era foarte lăudat, dar este doar laudă, fetele care primesc laudă că așa trebuie să spună despre el, dar nu e bun de nimic. Deci exact cum aș spune, cum aș pune apă, chiar dacă pun două capace din asta, din astea tot nu e ok. Și are, a avut tot așa 1440 de mililitri, v-am zis, nu este decât laudă de el, așa, să văd cu ce a fost. Efect relaxant, scrie, nu știu, nu are ceva nume, că scrie Zen Fabric. Cred că ăsta e, nici măcar nu știu, orhidee, cred. Nu știu, scrie că încă ești concentrat, da. V-am zis doar de reclamă, în rest nu e bun de nimic. Am și Dero, adică de asta, detergent de rufe. Am păstrat doar ăsta de la Savex. Vreau să vi-l arăt că mi-a plăcut foarte mult. Este pentru rufe albe. Adică așa l-am folosit și am mirosit super bine și pe haine. Ups, aveam să dărâm trepiedul. L-am oprit ca să vă zic că ăsta pe haine nu mai trebuie balsam de rufe. Chiar miroase super bine și l-am folosit ceva timp. Adică puneam, este destul de bun și nu trebuie să pui chiar mult, mult. Am și două cutiuțe din astea de calgon pentru mașina de spălat. Sunt 8 bucăți în fiecare pentru 8 spălări. Sunt două așa, au fost foarte ok. Astea la calgon, adică știți și voi cum sunt. Sunt destul de bune. Pentru vasul de toaletă am din astea așa niște rezerve. Au fost, văd că, 14 lei. Și sunt așa, sunt luate de la un magazin ceva, că nu le-am mai văzut. WC Net, habar n-am. Oare să, cred că ceva italienești, mă gândesc că scrie în altă limbă, cum sunt, de exemplu, magazinele alea, supermarketul, nu știu cum se cheamă, sunt fel și fel de magazine, de la magazinele alea aduse în magazine normale, înțelegeți, produse italienești, că nu neapărat trebuie să mergi acolo ca să îți cumperi. Am încercat și ăsta de la Sano, v-am zis că era tot așa lăudat de podele, că e concentrat, că e nu știu ce, sincer, mie nu prea mi-a plăcut, dar mi-a plăcut miros, în schimb era fresh așa și puneam un căpăcel din asta la spălare pentru pardosel, pentru parchet și așa, dar nu este atât de lăudat pentru mine, adică nu este, nu-și merită laudele, sincer. Pentru vasul de toaletă mai am Domestos, ăsta chiar e printre cele mai bune, știți și voi. A avut 750 de mililitri. Mi-a plăcut cum este un detartrant din ăsta. Chiar lasă toaleta curată. Mie asta eu caut. Îmi place să fie, să nu dau doar ca să dau, știți? Să își facă efectul ăsta, caut eu. Am de la Ferry pentru vase. Sunt cam obosită, dacă mă vedeți că vorbesc așa. Am dormit foarte puțin, dar în fine. Am Ferry cu lămâie, ăsta așa. Vreau să filmez ca să pot să le arunc astea. 650 de mililitri a avut și este varianta așa mai înaltă. De exemplu, normale sunt alea mai transparente, dar este pe alb. Și mai am încă unul, așa cu... ăsta e cu măr, cu măr verde. Ăsta îmi place mult mirosul la el și cred că are mai mult. Are 800 de mililitri, dar arată așa murdar, fiindcă stă sub ghiuvetă și se toarnă într-un recipient mai mic. Unul din ăla mai mic, cumva pun din astea mari, mari, refolosesc ambalajul, înțelegeți? Ca să nu fie așa mare acolo pe ghiuvetă, că mi-ocupă loc, pur și simplu. Am și pentru geamuri un clean cu lămâie. Ăsta e bun clean-ul, dar nu prea văd diferența între ele. Mie mi se pare că toate sunt la fel și ale de la Lidl și astea de la magazin care sunt mai scumpe. Ăsta nu știu cât a fost, vă care un 1, dar cred că a fost 13 lei. După cum se mai vede acolo, este șters. Și a avut 500 de mililitri. Chiar astea de la Clean sunt bune. Pentru mobilă, este ăsta de la Rivex.
Am luat acum un Pronto, mare, mare, cred că are 300 de mililitri. Ăsta are, ba da, ăsta are 300, înseamnă că acela meu are 500. Ăsta a fost 13,90 lei, are și prețul. Este de la magazin din ăsta care e cu prețurile pe ele. Ăsta are un fel de ceară ceva, nu știu, în el și îmi place că lasă așa lucios în suprafața, că șterg mai multe chestii și chiar e ok. Am și un clor, o sticlă de clor din asta, micuță de data asta. Este bun în casă, îl folosesc la rufele albe, la prosoape, la mai turn în toaletă, chiar e foarte ok. Un odorizant de cameră de la Arun Spray. Erau foarte lăudate astea, dar mie nu mi-au plăcut. Sincer, nu prea miroase. Este variantă de iarnă, ceva scurțișoară, măr, dar nu. Nu știu, era o fată care și-a cumpărat, am văzut că 8 din astea și a făcut, a zis să mergem neapărat să ne luăm și noi. M-am dus, mi-am luat, dar nu-i bun. Așa. Prățele nu se potrivesc pentru toată lumea, nu pentru toate gusturile și așa. Un deodorant de bărbați, ăsta așa de la Nivea, cu 0% aluminiu. A fost destul de ok. De la Nivea, ăsta e bun. Are 150 de mililitri și e ceva din plastic reciclat. Plastic, mă rog, metal, înțelegeți voi. Are și plastic la capac. S-a mai terminat și spuma asta, mă rog, e un gel de ras, de la Nivea. La mine nu contează că e de la Nivea, adică că cumva e de fete sau de băieți, sunt bune, gel să fie, nu spumă, fiindcă alea se topesc foarte repede spumele. Și a avut 200 de mililitri, scrie acolo și a fost destul de ok. Mai am și din asta, o soluție pentru șters oja acetonă de la Maybelline, asta e luată de mama, ea cumpără de la Maybelline. Și a fost destul de ok asta. Na, e aceton. Acum mi-am făcut unghiile, mai ales luna asta în decembrie, vreau tot să mi le fac așa vișinii, că îmi place. Eu am unghiile scurte, nu-mi pun unghii sau chestii de genul, dar pur și simplu unghiile mele mi le fac cu ojă. Și da, s-a terminat și apa asta micelară, care e preferata mea, o știți deja. Și o am și acum în două variante. Și am mai terminat și una mică, asta e cumva, nu e preferata mea, ups. Asta nu e chiar preferata mea, cu aloe vera, dar din gama asta îmi place mult balsamul, nu balsamul, gelul de curățare pentru față, îmi place din gama asta. Un deodorant am terminat, ăsta așa, Dove original. Acum am tot de la Dove unul cu, nu mai știu cu ce e, cu ceva fructe și mai am și unul de la Adidas, fiindcă le-am descoperit recent pe cele de la Adidas și îmi plac și o să iau o perioadă, o pauză de la astea, de la Dove. Crema asta cu aloe este de pe makeup.ro, luată cu, nu mai știu cât a fost, dar s-a rupt capacul, că am scăpat-o, bineînțeles. Cu aloe vera, scrie în altă limbă, nu știu exact ce limbă e asta. Creta aloe, nu știu, dar mi-a plăcut mult. Pentru față și are un miros așa fain de aloe, mi-e place mult mirosul. Nu se mai închidea în ultimul timp, fiindcă s-a crăpat capacul. Și mai am trei produse, nu trei, două produse. Parfumelul ăsta mini l-a terminat mama, este Rare Pearls. Pearl, ceva de genul se pronunță. Ei plac astea de la setul ăsta, îi place gama, că nu mai știu ce vorbesc. Și miroase chiar foarte bine și mai am un șampon uscat din ăsta mic pe care îl arunc, fiindcă lasă o grămadă de pudră din aia albă și înainte parcă erau mai faine, acum nu mai plac deloc, oricum e și mini, a fost un euro 2, nu mai știu exact, l-am luat eu să l-am în casă în caz că am nevoie vreodată, dar nici la urgențe nu. Când am undeva de mers, mai bine nu merg decât să folosesc din asta. Să mai bine aștept să mi se usuce părul și așa. Da. Lasă, uite, cât de multă pudră albă este și în capac, pur și simplu nu este deloc ok. Și da, cam astea au fost. Pa, pa!